Hello, Japanese. I'm listening. You listening, eh? Ce capul dracului de prost. Ia stai așa. One second. Deschidem. I'm listening, boy, my friend. Care-i treaba? What is the problem, huh? You're the problem. You and your boys have compromised our deal. I don't like the police climbing all over my back. Stop. Speak slower, frățioare. Ia-o mai rar. The deal is off. What? No. The deal is not off. You don't understand. This is Romania. This is my country. I'm the king here. Police, smooth. Wait, frate, fuck the police. I'm gonna take care of everything. And the police will look for the French guy. And they'll find the French guy and he'll lead them right to us. No. He suicide himself. Înțelegi? Dead. E mort, caput, e terminat, frățioare, tu înțelegi? You understand what I'm talking about? Okay, but no more confusion from here on out. And the first transport leaves tonight, understood? Now we're talking, my friend. Now we're talking. Do we have a deal, huh? Do we have a deal? Come on, give me five. Good, Pedro. E tare băi ăsta, băi. Miserie. I-a tras-o, maestre. I-a tras-o? I-a intrat și eu portul. Salut, bă, rangă. Care-i treaba, ciupadențule? De ce m-ai chemat? Băi, francezule, sunt nervos tare de tot, bă, cu afacerea asta. Nu dorm de două zile, nu mănânc, sunt stresat, am cearcăre, iată. Ia uite-te, bă, la mine. Parcă sunt o cârpă în cur emoționat. Îmi vine să-mi trag un glonț în cap. Stai, bă, frățioare, pe de ce? Afacerea merge excelent. Englezul a zis că așteaptă transportul și că e foarte mulțumit. Stai, bă. Băi, tu nu vezi, mă, că în afară de tine sunt înconjurat numai de imbecii. Oh, francezule, ce o să mă fac eu când tu n-o să mai fii? Cum să nu fiu? Lasă-mă asta. Frățioare, fii atent despre ce vorbim. Că e simplu. Am vorbit cu englezul și era cam supărat. Știi tu, afacerea cu poliția, mascații la piscina, a ieșit asoltat. Și era afacerea cât pace să cadă. Nu se poate, n-ai... Taci, mă. Englezul mi-a zis că unul din oamenii mei m-a dat din casă. Da, mă, da, stai liniștit. I-am făcut capul mare și i-am zis că o să-i dai un fraier, să-l dea la gabori și tot o să fie ok, știi? Înțeleg. Dar dacă de data asta fraierul varsă pe bune la poliție, nu? Păi n-are cum, bă, că-l dau mor deja. Ești tare, nenică! Și la cine te-ai gândit? Ținând cont că ești cel mai bun om al meu. Te-am promovat, mă! M-am gândit la tine. Ciupanezule! Francezule, valoarea e valoare, mă. Orvar. Orvar și se la vi toujours parșivă. Căcărnic. Am zis bine? Faceți cura, mă.
Așa. Ce faci, mă, urmărești? Defect profesional. Zi, ce ai aflat? Cred că a avut o noapte grea, n-a mișcat nimeni încă. În schimb, am aflat că ai 33 de ani, ești din Craiova și arăți groaznic când zâmbești. Degea să fiu, nici tu n-arăți prea bine. Mi-a furat portofelul. Poliția! Poliția! Unde, unde? Da, aici sunt. Mi se pare ceva ilar? Sub agent criminal estimate. Acte la control, vă rog. Dar de ce? Ați parcat într-un loc eronat, domnul. Ia zi, Tony, ce vrei, o bere? Nu, că sunt la cură de slăbire și o apă plată, da? Mersi. Mersi. Și, nu, că mai mă gândesc la... Tony, îți mai frecă ediția nebună de trezne? Parcă mai rău ca niciodată, e paranoic în ultimul hal. De ce? Face tot felul de chestii și n-anunță pe nimeni, e un dobitoc. Ce ți-a făcut? Din cauza lui am arestat un polițist sub acoperire. Cum e posibil așa ceva? A dus el un puș de la Constanța și l-a băgat la noi, la brigada la antidrog, să lucreze sub acoperire, înțelegi? Și asta pentru că zice el că e corupție la unitate și vrea să verifice. Așa că din cauza lui, uite cum am dat-o legat. Și unde era infiltrat? În gașca lui Rotulă. Adică lui Ciupanez, înțelegi? Da. Și voi n-aveți nicio dovadă? Doamne, știi care e problema? Ăsta trăzne are dreptate. Trebuie să adunați probe. E fără dovezi, nu pot să fac nimic. Știu, mă, Cornele, știu, asta fac, dar probele care le-am adunat până acum sunt cam anemice, cam subțirele. Înțelegi? Nu pot să-i înfund definitiv cu chestia asta. Ascultă-mă, trebuie puțină răbdare. Corin, ascultă-mă, cu puțină răbdare strâng toate dovezile ca să-i termin definitiv. Tony, ascultă-mă. Știi care e problema? Ăștia sunt de ce în ce mai bine organizați și foarte greu de prinși. Mașinile astea, afaceri și totul e legal. Eu când îi văd liber, turbez. Știi ce ne împiedică, Cornele? Tocmai legea. Pentru că noi suntem de partea legii și de aici, înțelegi? N-avem ce face. Dinu! Dinu, aici! Dinuțu, ce mai faci pe băiatule? Oh, Tony, este bun. Wow, dar ce slăbit! Băi, ce lingușitor ești! Cornele, tu nu mereți un băiat ca asta. Cafea. În spate. Ține, ce sunt astea, Ben? Și asta? De la mine pentru tine. Cadou. Știi foarte bine că nu pot să-l iau. Atunci știi foarte bine că nu pot să spun nimic. Rotule. Facem un casting. Ce facem? Caută niște gagici pentru un film. Unde-l găsesc? E pe felie cu Ciupanezul. E tot ce știu. E tot ce știi? Da.
Bine. Auzi, vrei un DVD? Hai, mă! Cum te cheamă pe tine? Ileana. Ileana Percepută. Percepută? Bine de tot. O să dau un pupic? Ce grupițe! Fetele astea sunt toate frumoase și foarte talentate. Dacă o să fiți cu mine și o să dansați bine, o să aveți toată lumea la picioare, vă promit chestia asta. Pașapoartele voastre sunt gata. Hai să te țin și mie chestia asta. Care dintre voi e Paula Secui? Eu sunt. Paula Secui. De ce ești așa supărată? Nu e bobo cel mai. Ia uite ce botică e. De ce ești? Ce te-ai plăcut? Nu mai vreau să plec. Nu? Mai vrei să mergi? În Franța, în Italia, în Canada? Mi-e dor de acasă. Dragă-le. Cristi, ia-le puțin pe fete de aici. Priceput-o. Ia zi, păpușă, cum zice că te cheamă? Paula Secui. De unde ești tu? Din Videle. Videle? E frumos acum, așa? Da, e foarte frumos. Avem o casă. Și o curte mare, nu? Și câți frați? Patru, parcă. Nu, cinci. Suntem trei fete și doi băieți. Da. Și tatăl vostru s-a prăpădit, nu? Da. Nu e foarte greu fără el. Știu asta în viață. Dumnezeu să o odihnească. Știi cea mai mare, nu? Da. Paula, uite pe așapărtul tău, poți să pleci. Uite liniștită. Ha. Poți să pleci dacă tu dai cu piciorul unei șanse ca asta. Ia să ne gândim, ce să faci tu acasă, ha? Să te trezești în fiecare dimineață la 4, mai să dai la vite, la găini, o să rănești la porci toată viața. Mă rog, dacă asta îți dorești, eu nu pot să te plăți. Acum ești tânără, ești frumoasă, dar în 3 ani de zile o să râzi cu o băbă de 80 de ani. Eu ți-o feream. Italia, Franța, Canada, locuri frumoase, oameni frumoși, distracție, bani, foarte mulți bani, ai fi scos din mizerie pe ai tăi, mama, frații. Ești tânără și ești foarte frumoasă. În câțiva ani avea atâția bani că îi aduceai și pe ei în străinătate. Dar mă rog, dacă nu vrei, ești liberă și poți să pleci, îți doresc numai fericire. Nu mai vreau să plec. Nu? Merg cu tine oriunde. Ești sigură? Da, sunt sigură. Eu cred că nu ești încă pregătită. Sunt. Vorbim peste un an, da? Te rog, mă simt foarte pregătită. Vreau să merg cu tine. Bravo. Și acum am du-te la celelalte fete și fii cu mine. Da? Iar de seară am să trec pe la tine. Să văd. Nu te mai simți? Sigur. Îți promit, sigur. Da. Să nu vom mânca ce așa. Auzi, mă? Ia zi, mă, ce-ai ciripit la poliție, a? Păi, eu nu ciripez, mă auzi? Eu că nu. Mie. Vine poliția, da, 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 știu-mi ia toată marfa. Ascund dolarii și mărcile, să nu-mi facă negre zilele. Zi! Vine poliția, da, 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 ia toată marfa. Ascund dolarii și mărcile, să nu-mi facă negre zilele. Băi, unde-i rotula, mă? Mi-a rămas dator de seară. Cine e ăsta, mă? E capsă, șeful, e băiat valabil.
L-a stâltat aseară odată cu noi. Și ce treabă ai tu cu roturile, mă? Ha? Pe tine ce te interesează? Hm? Ți-am zis eu, șeful, că e băiat valabil. Zău? Mai vedem noi. Da. Capsă. Da. Omul nou. Prietenul Rotulă. Da. E polițist, idioților. Cum? E polițist. Ciupanezule, rezolvă problema. Da, da, da. Am să mă ocup acum. Dă-mi-a palma, hai. Nu așa, mă, mai tare, mă. Nu așa, mă, mai tare, uite așa! Asta-i. Capsa pe care nu le-ai adus tu. E gabon! Băi, norocitule, mă! Mă sună plasul, mă! Plasul, plasul pe mine, mă! Vino aici. Vino aici și fără cură. Vrei să trăiești? Ce acum îl găsești? Cincă tu, mă, încet!
porc! Uite, stai, sper că pleacă azi. Marș! La ce te uiți, dragă? Colin, mă duc după el. E prea periculos. Nu mă lasă, mă ține pistolul. Nu mă, serios, te-au dat și la televizor. Tu chiar crezi că ăștia sunt proști? Da, mami, da. Mama, nu glumi. Nu glumesc deloc, ține și mie actele. Nu s-a prins nimeni de nimic. Trebuie să profităm de asta. Călin, dacă nu te întorci în 20 de minute, intru după tine. De ce e cheie? Trebuie să mă înveți să conduci. Fii atent. Nu trăd nici portiera și nu fac floricel în mașină, că se supără soarul. Ai grijă, mă. Capsă! Singurică? Unde-ți băieți? Bine că ai venit. Plecam să te caut. Șeful vrea să vorbească cu tine. Cine, Ciupanezu? Da, arunjment pentru tine. Ia-o pe cine. Yes, yes. Everything is ready, my friend. It... Ce bun. The transport will leave you tomorrow. What? No, the transport will leave you to you tomorrow. Ok, ok. Auzi, băi, fii atent aici. It was a pleasure doing business with you. Ah, 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 come on. Gabore, cauți pe cineva? Nu. Ok, thank you. Domnul Bălan. Pardon, domnul inspector Bălan, ce surpriză că ne vedem din nou, domne. Vei ceva? Hm? Nu vei? Păcat. Eu am să beau ceva, sper că nu te superi. Am avut o zi foarte bună astăzi. Tocmai am încheiat o afacere. Penar. Unde e? Hmm? Unde e? Nu e aici. Atunci, unde e? Eddie. E a doua oară când intri abuziv în biroul meu. Îmi lovești angajați, îmi distrugi bunurile, alungi clienții. Păi se poate așa ceva? Mă acuz de răpire, tortură și crimă pe nedrept. Pe mine, care sunt un cetățean cinstit. Nu-mi place. Am impresia că ești rasist. Numărul Dubei nu există. Nu, nu există nicio evidență. Mai caută, mai caută. Stai, stai că mă sună pe linia cealaltă, stai. Alo. Alo. E numărul lui Călin, dar nu vorbește. Cred că e undeva într-o mașină. Se aude un zgomot ciudat. Nu închide, am să încerc să-l găsesc. Registrează tot ce se aude pe telefon, da? Se aude ceva. L-am găsit! Ipache, Bolek. Băieți, suntem gata? Da, așa. Gata, așa. Hai, mergem după care. Vai, dar urât mai faci, măi, capsă, măi. Sau, mă rog, domnul inspector Călin Boboc. Dragă, vezi că s-a înnecat omul, ajută. Ar fi trebuit să stai gâtul ca la porci.
Dar mie nu-mi place mizerie. Bag. Știi că noi suntem 90% apă? Da? Mă rog, noi cei de pe mar, pentru că tu vei fi 100% apă. Bagă. Nu. E simpatic, mă, Bobo. Acum îmi pot permite să spun că ai fost un tâmpit, mă, un bou, un cretin, un idiot, un cabor împuțit. Păi tu ce crezi, mă, că poți să faci pluta printre rechini? Ce aia să nu te pape? Poți să intri în curul gol în cușca aleului? Ăla să toarcă? Un topitoc! Bagă! Stai! Tună, știm totul despre afacerea ta cu Ciupanezul. Cine e Ciupanezul? Știm despre transportul de droguri. Droguri? Eu? Droguri? Transportul ăsta n-are nicio legătură cu drogurile. E vorba de fetițe pe care eu le trimit afară, în toată lumea, și ele vin țup, și mi-aduc bănuți. Și mi-ai dat o idee grozavă. Transportul viitor, în cinstea ta, post-mortem, am să le ofer o excursie gratuită celor 4 surori ale tale, Alina, Bianca, Crina, Diana. Uite, nu urmă, mă, ia uite! Nu urmă! Nu urmă! L-am sunat. Puștule, hai lasă gluma. Călin, trezește-te. Trăiește-mă! Călin, trăiește! Ce drăguț! Vezi, mă, ți-am zis eu că e ceva între ăștia doi? Măi, casă de piatră! Unde mi-ai lăsat mașina? Să trăiți. Filipache, bolec! Scoate-ți mortul din piscină. Hai, șeful, iar noi. Aia. Bună seara, domnule Ghesor. Spuneți-ne ce s-a întâmplat astăzi aici. Este vorba de una dintre cele mai complexe, mai unitare și mai energice acțiuni ale Direcției de Crimă Organizată. Această operațiune are vreo legătură cu cea petrecută cu două seri înainte în acest loc sau este doar o coincidență?
Dată fiind complexitatea cazului, avem nevoie de foarte, foarte puțin timp pentru a atrage niște concluzii. Deci e vorba de puțină răbdare, nici mai mult. Hai, Filipache, vei, doamne! Ce? Ține tu de mine, așa. Zice, aole, vine șeful. Balan Boboc, ia vizitați voi complexul ăsta, vezi, eu am puțină treabă, da? Începe circul, hai. Hai, mă! Oi, stai, nu, că iar eu nu sunt. Ia tu de mâna asta, ține tu. Ce să mă facem vorba în marcură. Ce e război? Unde vă credeți, mă, pe front, mă? Ce explicații dau eu sus? Ha? S-a dus. S-a terminat. Mâine va trebui să-mi dau demisia. Și toate astea pentru că tu îi lași pe ăștia doi să facă vestul sălbatic aici! Știu și eu niște explicații. Încă o acțiune fără niciun rezultat. Unde i-ai trimis pe imbecilii de Boboc și de Balan? În primul rând, nu mai striga așa tare că te aud ziariștea, fără de care nu poți să trăiești tu. În al doilea rând, astăzi am rezolvat două cazuri foarte importante. Primul e chestia asta cu geanta suspectă, în care se aflau pașapoarte, nu droguri. Înțelegi? În urmă am demontat și filiera rotulă care ducea fete sechestrate, drogate, afară să se prostitueze în toată lumea. Și în al treilea rând, nu-i faci tu imbecili pe Balan și pe Boboc. Eu îi fac imbecili când este cazul, înțelegi? Și acum nu este cazul pentru că au lucrat ca la carte. Înțelegi? Pentru că sunt băieți buni! Asta ne mai lipsește. Eu chiar nu înțeleg de ce ești nervos. Balan, taci! Chiar nu înțeleg, mașina merge foarte bine. Băi, te rog eu mult de tot să taci, da? Te rog frumos! Și ia-ți piciorul de pe bord! Acum să știi că exagerezi. Exagerez, da? Exagerez. Da. O să te las pe tine să explici lui sora mea cum mi-ai uitat mașina în Colentina și cum a ajuns în halul ăsta. Cum mi-au furat-o de pe ea. Știi foarte bine ce s-a întâmplat. Ce? Și până una alta era plin de poliție acolo. De-aia mi-au luat tot, de-aia mi-au luat și ștergătoarele. Câte echipaje erau? Ce echipaje, mă? Erau două echipaje de la circulație. Așa? Era toată secția noastră. Toți, erau toți. Ce vrei să fac? Am venit după tine, ce era să fac? Știi care e treaba bună? Până una alta au lucrat curat. N-au rupt nimic. Uite, dacă te uiți și tu, eu m-am mutat până acum, e foarte curat. Bă, adevărul e că n-au rupt nimic. Măcar asta. Da, e foarte curat lucrat. N-au rupt nimic. Costă multă ușa pentru mașina asta? Da, salariul meu pe lună. Către toate unitățile, a fost găsit un cadavru la groapa de gunoi. Repet, a fost găsit un cadavru la groapa de gunoi. Terminat. Hai, mai tare! Dar ce, merge mai tare? Hai, mă! Nu mai merge, frate, nu mai merge! Tu nu vezi? A, mă, Bolan, ai chef de scandal, pe cuvântul meu! Mașina mea e bușită, praf, asta a rupt-o, mi-a rămas fără uși. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Nu pot să cred. Ai spus de girofarul? Nu, hai că încă cu ziunea.